Așa cum o mamă însărcinată așteaptă în fiecare zi să vadă privirea copilului, tot așa și noi suntem chemați să așteptăm cu încredere privirea și îmbrățișarea Tatălui. Papa Francisc a folosit această metaforă pentru a explica celor prezenți la audiența generală în sala Nervii ce este speranța creștină, speranța de a fi salvați, coiful ce trebuie ținut cu nădejde pe cap, scrie Sfântul Paul, în încercări și în momentele dificile ale vieții noastre. Experiența morții, a spus Sfântul Părinte, scoate la iveală toate îndoielile noastre, toată fragilitatea noastră și ne face să ne întrebăm dacă într-o zi vom putea într-adevăr să îmbrățișăm pe cei dragi nouă și dacă într-adevăr este viață după moarte. Speranța creștină, a adăugat, nu este ceva frumos pe care vrem să îl realizăm, dar este siguranța că ceva s-a întâmplat cu adevărat și care va deveni realitate și pentru noi. Și în felul acesta, a repetat de 3 ori Sfântul Părinte, vom fi mereu cu Dumnezeu. Anche la nostra resurrezione e quella dei cari defunti, quindi non è una cosa che potrà venire oppure no. Ma è una realtà certa in quanto radicata nell'evento della resurrezione di Cristo. Și învierea noastră și aceea a răposaților dragi nu este un lucru care va putea avea loc sau nu, ci este o realitate sigură, deoarece este înrădăcinată în evenimentul învierii lui Hristos. Deci a spera înseamnă a trăi în așteptare, a învăța să trăim în așteptare și să găsim viața. A spera înseamnă și implică o inimă umilă, o inimă săracă. Numai un sărac știe să aștepte. Cel care este deja plin de sine și de averile sale nu știe să-și pună încrederea în nimeni altcineva decât în el însuși. Non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in se stesso. La sfârșitul catehezei, salutându-i pe membrii Mișcării Catolice Mondiale pentru Climă, Sfântul Părinte a încurajat bisericile locale să răspundă cu hotărâre la strigătul pământului și la strigătul celor săraci.